Vineri 1 septembrie 2023, mă aflu în municipiul Sibiu, în crescătoria tandemului Colombofil, format din campionii Negrea Alex și tatăl Sandu. Ne aflăm în compartimentul în care la acest moment și în timpul anului sunt găzduiți porumbei din lotul de zbor, da, Alex? Da. Vă că... aici, de obicei, aici e compartimentul masculilor. A, aici, în cele două... Da, da. Și femeile? Când la văduvie, femeile sunt dincolo. A, dincolo, da, da, exact. da. Acum azi la natural, us pe ouă. De ouă parte, false, da? Da, nu-i mai lasă mai da. Scoată. Deși poate ar fi fost bine, dar n-am ce să mai facem cu puii. Trebuie să-i sacrificăm da, și corect, mai bine așa. Așa e, corect, așa e. Da. Cum e în vara aici? Am înțeles că nu e foarte cald, că aveți aerisire. Nu, e aerisire, da. E totul... Merge chiar, nu merge avem foarte bine la porumbei. Un tub care vine de afară, de... Da. Și aer au. Au. Da. Mie îmi place aici, cum e dispunerea dumneavoastră, îmi place. Sincer. Da, au condiții bune cu grătare. Au condiții bune, grătare da, jos. Ventilații, uscat. Exact. Și am observat înainte două ieșiri. Da? Pentru că am construit construcția asta, construcția nouă. Aici am avut altă și o trebuie să renunțăm să facem o singură... Singura intrare pe acolo, nu? Singura intrare, da. Da. Era bine când erau două, dar e bine și acum, ce să facem? E bine și așa, nu aveți ce face, trebuie să vă adaptați situației, corect. Da, e să învăța repede să duc. Da. Asta a fost cel mai bun la din fond. Da, care e cutoa care a ieșit? Da, ăsta e... Lasă-mi și iară. Ia, te rog. La viteză de mi fond. I-am zis Dudu că la primele 5 etape da? O venit tot primul. Ah, și? La primele 5 etape a venit tot și primul. Și venea Dudu, nu? Da, și i-am spus Dudu. E un porumbel de 2020. Un porumbel de linie de delbar. Da. E 70%? Da. Cam așa, cam 70%. Tata lui delbar, pul delbar. Un porumbel foarte ambițios. Văd că nu vrea deloc să da. E rudă cu un femeie albastră? Exact. Care mi-a arătat-o dincolo? Exact. Da. Și ultimele două etape, sau chiar trei. L-au luat un mascul de Gabi Van de Napă cu canghe. Da. I-au luat fața, nu? Da. Poți să vă mai arăt. Unul tânăr, unul. Mergeai cu el la echipă, Alex? Îl puneai la echipă? Da, tot. Întotdeauna am fost în echipă. Pe el și pe mașculul ăsta care vi-l arăt acum. Da. Tot list și ăsta. Da. Da. Ăsta e mașcul de Gabi Van de Nabel. Tată și mamă, femeie de Günther Prange. La primul demifond, a făcut locul 3 pe derby. Și după 3 săptămâni, a făcut locul 8, parcă. Tot așa, pe derby, tot la demifond. Foarte bun. Are norma de viteză, norma de demifond la tineret. Un porumbel ambițios. Da. Cât? 2022? Un porumbel de un an. Aha. 2022. Deci ăsta o să fie unul dintre porumbei tăi de bază. Da, bună. La categoria viteză demifond. Până pe la 700, mă gândesc. Scoți ceva din ei înainte de a începe sezonul de porumbel? Anul ăsta a fost primul an în care... I-am lăsat să crească un pui. Da? Până acum îi țineam pe ouă, îi lăsam să mai ouă o dată și la 5 zile separam, dar mi-am dat seama că e mai bine crește un pui. Da. Chiar dacă e mai mult de lucru cu ei. Sau chiar dacă nu-i pui lor. Da. Știți? Perechile de zburători le fixez un an înainte de începerea sezonului? Adică tu îi dai femeală sau îl lasă și o aleagă el? Nu îi perechem. Cum vrem, dar minotez în fiecare toamnă cum au rămas și dacă sunt unii care nu mai interesează să scot pui, îi lasă așa împreună, că atunci își cunosc cuibul. Da, e mai ușor cu învățatul, da. O să mai arăt încă o femeie? Te rog, da. Asta e femeie foarte bună. Care am avut-o? Asta e tot pe de categoria demifond. Tot de 2020. A fost în echipă, cred că la fiecare etapă
demifond și au venit la noi pe crescătorie, cred că de 200 de 3 ori prima și anul ăsta. Deci merge și femeia... cu mascul și cu femeia la, da, echipa, nu? Exact. E o femeie de are și Janssen. Mm-hmm. Da. Și o să vă mai arăt acum încă o femeie. Dar de atât de spațiu mare aici, uite ce. Da. Super. Da. Se simt bine porumbii aici. Se simt bine. O, aia nu știu ce, sogă cu ea sau nu știu, care anul trecut o prins 9 din 10 sau 10 din 11. O să mai arăt o femeie. Din aceeași linie. Din aceeași linie cu străculata care v-am arătat-o înainte. Da. Anul trecut din, au avut din 10 angajări 9 clasări. Normal la viteză, la demifond și demifond palmares. Da. Dau de la SEP. Ce linie? Flor fervor. Flor fervor. Mare linie. Mm-hmm. O femeie de 2019. Da. Mai zbor la anul? Da. Și la 5 ani, nu? Da. Da. Anul ăsta am angajat-o și la fond. E primul an în care am angajat-o la fond. Bun. Și a venit și de la fond, de la ambele fonduri, care au fost angajate. Haide. Alex, reușești să-i ții la vădovie tot timpul sezonului de zboruri? Sau spre sfârșit, dacă îi simți că ies în formă? Spre sfârșit e cam greu. E mai greu să-i ții, da, nu? În special femeile, că încep să se împerecheze între ele. Da, da, mai bine să schimbăm în timpul jocului. Sistemul de joc, da, nu? Nu, că am observat de câte ori am schimbat, da, sistemul, nu le-a plăcut. Pentru revenind la natural, nu se unii se gândesc la o motivație suplimentară dacă e... La noi nu se potrivește. Îi împerechează, îi reîmperechează. Da. Nu se potrivește. Nu, deloc. Da, da. Deloc, deloc. Nu. Nu trebuie să vă mai arăt, încă un porumb de aia. Hai la ta. Stai un porumb, unul din favoriții mei, care cred că la anul va face treabă la maraton. Să-mi zi seria ca să-l notez. Da. 66-le. E din 2020. Tatălui a fost un foarte bun zburător. A fost un porumbel cu o etapă de locul 3 pe Sibiu, la 700 km și după o lună de zile m-am angajat la fondul următor, a venit locul 2. Și el, anul trecut, la o etapă de Vlășova, fond care l-am avut la 600 și, nu mai știu, 650 de km, a venit locul 3 pe Sibiu. Bun. Un porumbel ambițios. Și anul ăsta a apărat două fonduri și n-am mai vrut să-l... Bă, vreau să-l pregătesc la anul, dacă reușesc, pentru maraton. Îl pregătești, că știi, deci ai învățat toate șmecherile acum, știi exact deja, la ce... Da, îi cunosc cam... La ce care reacționează, nu? Exact. Cu mascul e mult mai ușor de zbura la maraton. Da? Da, că ei nu... femeie la ouă. Deci, da, nu poți să oprești. Da. Masculul poți motiva mai bine. O femeie cu... Da. Alex, dar te-ai gândit să le faci la femele niște boxe din astea individuale ca să nu se mai vadă între ele? Adică le dai jos să mănânce? Mi se pare că nu. După aia le urci, le închizi. Nu e bine? Nu cred că e bine. Ele stresate. Ah. Am văzut, am fost la cineva care avea așa și mi s-a părut femele stresate. Aveau masculii, erau cu o pană, două aruncate și femeile aveau patru pene. Da. Atunci mi-am dat seama că ceva nu e bine. Da. Ne-am găsit din noi la... o treabă, nu o spunem acum, că nu știu dacă ne va reuși. Dar promiteți când o să vă iasă, îmi spuneți. Dacă va reuși, poate cu metoda aia să le ținem în formă, da, tot timpul. Da. Adică să nu se mai împerecheze. Da. Dacă își pierd forma, pierd, da, toată... Le-am pus și elastice, să învăța de balansau pe ele și... Mi-am făcut și niște grătare, nu, mai și distanțate. Și bile de alea de plastic. Nu, da, bine, cu niște grătare mai distanțate degeaba, că se punea, stăteau între... Între... Da, tot și nou. Da. Acum ne-am gândit la ceva. Le-am lăsat și cu becul aprins, să aibă lumină, le-am făcut semi-întuneric degeaba. După un timp, cred că ciclul ăsta al lor, care, ca și la păsările, să ce? Bat... Migratare, și, da, exact. Da, au, da. E, da. Nu mai... Da. E bine, păi aici, Alex, ai spațiu ca lumea, frate. Da. Trebuie să bași toți pui. Da, au loc. Iau loc, nu? Cum să vedem cât mai rămân după etapa de Kishvarda, de Ungaria. O să-i bași toți acolo la Kishvarda? Nu cred că toți, dar vreo 50, cred că da. O să-ți rămână, frate, că... Mai nu aici... mai rămân din seria a doua. Ții din seria a doua, exact. Nu mai rămas... Care i-am mișcat mai puțin. Cred că mai sunt vreo... Nu am pus acum chiar ceasul pe antrenament să văd. Cred că vreo 45 zburători. Bătrânii au mai rămas pentru mai rămas anul, da. Deci ai pierdut, dar ți-a și rămas. Da. Poți să te vaiți. Da, să vă mai arăt încă un mascul. Da.
porumb verblând cu minte. Stai mult între ei în timpul sezonului de concursuri? Da, stau, deci când îmi permit de timp, cam stau între ei. Uh-huh. Ăsta e un mascul tot din linia noastră. Da. Arde, din linia veche, dar combinat cu Ian Ardea. Da. Asta să vedeți la mine, la lumină. Ăsta a zburat Legnica. O venit de la maraton și anul ăsta și anul trecut. Bravo. L-am băgat cu o pană scântecată anul. L-am băgat cu o pană ruptă și o venit și așa de la maraton. Și a venit bine. Da, da, a ajuns acasă. Super. Haide. Hai, aveți marfă bună. Da. Mai avem aici un porumbel de așa de 2019. Dar a venit rup de uliu? Da. A venit rup de uliu. Porumbel bun. Din 2019. Și el a zburat în fiecare an. O clasat. Dar a venit rup de uliu. Nu știu dacă mai lovi la aripă. Am văzut acum când îi dau dacă drumul. Dacă se reface, nu? Da. Când îi dau drumul, dacă cred că vă și arăt, dacă se dau drumul, o să vedeți că o să zboare într-o parte. Da, puțin vede. Într-o parte, exact. Da. Nu cred că la anul mai poate să... Da, dar e foarte ușor, am văzut. Da, e un porumbel ușor, ușor, dar nu știu dacă va mai putea face față lovit la aripă. Da. Dar noi aici foarte mult. Vă vedeți și masculul de acolo, tot așa. Mm-hmm. E da, și el da, așa da, 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 da. Să vedeți cum se dă jos. Da. Asta e, se întâmplă și accidente. Mai n-ai ce să-i faci, corect. Porumbelul e al tău doar când e în coteț, știi exact. Cum se zice. Este? Și când ai dus numai până da. Două străzi mai încolo, nu știu ce se întâmplă cu el. Corect, așa este. Bravo, îmi place. Vă doresc mult succes în continuare, vă felicit pentru rezultatele obținute și anul acesta. Acum ne cunoaștem și personal, mai bine mă uit altfel prin clasamente după tine. Exact. Da, domn Negra? Mulțumesc. Facem treabă și mai bună la anul, da? Încercăm. Dacă ne mai țin bojoci. Știți cum a zis orbul? Vom vedea? Vom vedea, da. Baftă multă vă doresc, cu stima. Mulțumesc. Toate cele bune. Numai bine.